Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă emisiune sportivă aici la TV Galați. Iată, după o pauză destul de lungă, reluăm Fair Play-ul alături de colegii mei. Iar astăzi, lângă mine invitat, l-am pe domnul Florin Atanasiu, un om care și-a dedicat în ultimii ani viața pentru basketul galățean și din 2018 este în clubul CSM Galați alături de echipa de basket masculin care se cheamă dumneavoastră, cum știți și dumneavoastră, CSM Galați. Așadar, astăzi, preț de 25-30 de minute, vom discuta despre basketul masculin gălățean. Pentru că cei care știu, cei care nu știu, în ultimii ani basketul de la noi a încercat să revină între primele 8 echipe ale țării. Anul acesta, sau cel puțin sezonul acesta 2019-2020, avea o șansă destul de bună, dar din păcate iată, a venit această pandemie care a blocat tot sportul și inclusiv basketul masculin nu s-a mai jucat pe teren. Îi spun bun venit lui Florin și prima întrebare asta ar fi un sezon competițional, cum discutam și noi mai devreme, greu de, eu știu, caracterizat, concluzionat. Dacă ai avea o părere de rău, cam care ar fi vis-a-vis de sezonul ăsta 2019-2020? Da, în primul rând, bună ziua ție și telespectatorilor. Sunt foarte bucuros că reușim. Discutăm de sport, nu? Da, reușim să ne vedem discutând despre sport. Da, o perioadă foarte complicată, da, sunt mai mult de 2 luni de zile. Despre sezonul competițional 2019-2020, nu, ce aș putea spune? A rămas o undă de regret că puteam obține un rezultat foarte bun. Am avut un început, să spun așa, mai greoi, dar asta numai din cauza că am avut o echipă nouă, o echipă nou formată, până s-au legat relațiile de joc, a durat un timp. Sezonul l-am terminat, să spunem, l-am terminat cu 2 victorii și cu un trend ascendent al evoluției echipei, care ne dădea o mare încredere pentru terminarea sezonului. Ce pot să spun? Într-un fel am fost mulțumit de sezon, dar terminarea asta bruscă a campionatului în 2-3 zile în care discutam noi așa după meciuri, îmi spuneai tu că chiar era echipa pe un trend ascendent. La asta m-am referit, în sensul că erați pe o, cum să spun, o curbă foarte bună. Mă uitam și la meciurile la care am fost la sală. Chiar ați făcut câteva meciuri deosebite, chiar și în Cupa României. Mă uitam la meciul cu Timișoara, deși l-ați pierdut, dar a jucat foarte bine cu Voluntariu. Echipa mi-a plăcut, am văzut-o în câteva meciuri și spun eu, era clar într-o zonă foarte bună, favorabilă, dacă îmi dai voie să spun așa. De asta spun, cred că nu va pica bine lucrul ăsta. Da, nu. Jucătorii, în primul rând, prinseseră încredere, lipsa jocurilor tari din prima fază a avut repercursiuni pentru începutul celei de-a doua fază din ianuarie. Dar echipa a arătat niște jocuri extraordinare. Victoria cu Voluntari, o echipă cu un buget extraordinar. Evoluția de la Timișoara, în care am pierdut la 4 puncte pe final. Victoria de la Mediaș din ultima etapă în luna martie a arătat că echipa avea potențial și era foarte bine pregătită pentru finalul sezonului. Știți, în basket, tot ceea ce se întâmplă în timpul sezonului nu este atât de important. În basket, important este play-off-ul. Finalul. Da, finalul. Atunci trebuie să fii pregătit. Făceam această comparație în sensul că bănuiesc că echipele mai modestuțe, așa gen Constanța, na, Focșaniu, le-ați bătut. Ca să vezi valoarea unei formații, trebuie să te bați cu alea tari. Și chiar, repet, meciurile cu Timișoara și cu Voluntari mi-au plăcut foarte mult și am văzut și câțiva basketbaliști chiar valoroși pe care acolo poți să-i vezi, în meciurile cu echipe foarte puternice. Ok, s-a terminat, din păcate toată lumea a intrat în balamucul ăsta general.
Bănuiesc că mai e maxim o lună de zile în care poți să mai închegi un lot de jucători și te-aș întreba ce urmează. Ce urmează, da. Asta, e, asta ne întrebăm în fiecare zi, ne întrebăm și noi și în toate discuțiile cum ne întâlnim. Acum depinde foarte mult de evoluția pandemiei, de ceea ce se va întâmpla, dar cel mai mult depinde de modul de organizare al competiției de anul viitor. Noi am avut... schimba ceva, nu? Da. Cred că se va schimba în proporție, acum, la momentul de față, când vorbim undeva într-o proporție de 70%, se va schimba. Noi am avut în perioada asta o intensă, o permanentă legătură cu federația, nu? Cu federația, da. Am avut videoconferințe cu toți președinții secțiilor de basket din țară, a echipelor participante Liga Națională. Și s-au conturat trei variante de organizare a competiției în sezonul următor. Acum, în jur de data de 15 iunie, vom ști clar. Uh-huh. Undeva noi, ca CSM Galați, am marșat pe formarea unei singure grupe de 14 uh-huh. echipe. Așa că până în 15 iunie nu știm exact, nu putem vorbi de abordarea sezonului următor. Ce pot să vă spun? La momentul de față este că din echipa de senior, sub contract, peste câteva zile, va mai rămâne doar un singur jucător. Oh, asta nu e bine. Da, nu e bine. Noi trebuie în perioada imediat următoare să începem renegocierile cu sportive pe care am avut sub contract. Ideea este că în basket... Ar veni înapoi? Da, da. Marea majoritate vine? Marea majoritate, cel puțin mă interesează partea de jucători români. Uh-huh. Da? Toți ar fi de acord să revină la Galați. Ei au fost tratați cu respect, au fost foarte mulțumiți de condițiile oferite de CSM Galați. Deci, nu au fost datorii vis-a-vis de nimeni. Nu e nicio datorie față de nimeni. Ei au fost ceea ce le s-a promis. Aia au primit. Sunt, au banii la părere, zi, cum s-ar spune. Totul au o okay, părere extraordinară, da. Mai avem și ceva juniori din curtea proprie care ar putea face... Da, apropo de chestia asta cu juniori, e un trend așa pe la toate echipele românești. Citeam și numai la basket, chiar și la handball și la hockey și probabil și la fotbal. Volei, se încearcă, ba chiar da, volei, chiar vorbeam cu aici la Arcada, echipa mare, se încearcă cooptarea mai multor jucători și dacă se poate cât mai mult, 100% să fie din români, pentru că vor dispărea, eu știu, anumite cheltuieli care sunt cu străinii. Da. Se poate la basket? La basket e un pic complicat. La basket, junior e considerat până la 23 de ani. Jucătorii americani, când vin din colegiu, ca rookie, ca începători în Europa, au 23-24 de ani. Cam asta este vârsta de terminare a junioratului. A forța un junior, un jucător, să joace basket la 17-18 ani este foarte complicat, da? Adică el ar trebui să aștepte câțiva ani să fie integrat ca să poată să dea randament. Trecerea de la junior la senior este foarte complicată. De aici și numărul mic de jucători români seniori în activitate. Nu înțeleg. De ce la 23 de ani? Care ideea? E un pentru că poate să pierd după ce termină liceul, nu? Mulți se pierd. Că pleacă, nu? Poate mulți să pierd la 18 ani, nu? Nu pot face pasul. Basketul, prin structura cum este, are nevoie de forță, mult antrenament, uh-huh. repetarea antrenamentului, ceea ce în timpul junioratului nu poți face la un nivel de 8-10 antrenamente pe săptămână. Da? În basket sunt două antrenamente aproape zilnic. Da? Antrenamentul de șut, care se antrenează pentru șut, și de asta și trecerea asta de la junior către senior este un pic complicată. Deci trebuie doar răbdare. Știu că aveți un aveți sau aveați, dar e echipă foarte bună de juniori care a ieșit campioană națională. Ce mai e cu copiii ăia? Păi din copiii ăia am avut jucătorul junior, under 23, care a jucat excelent anul trecut. A avut o medie de 27 de minute pe meci. Uh-huh. Vlad George Alexandru. Din echipa de anul trecut, Robert Stan, din păcate, a fost plecat. Alegerea lui
Și acum, la Sibiu s-a dus, nu? Da, și la, Sibiu, la Sibiu a ales Sibiu pe un contract mai mic și pentru a sta pe bancă. În momentul în care la Galați avea un contract mai mare, era și acasă și avea minute, clar, avea peste 20 de minute pe meci. Dar ideea de a se duce la o echipă de top, mai top, bună, nu? De top, da. Asta am repetat tot timpul. Noi trebuie să insuflăm juniorilor dorința de a face parte din echipa de seniori a Galațiului, uh-huh. Nu de a face parte din echipa de seniori din Sibiu sau din Timișoara sau din București, da? Clar, asta așa se dorește și așa aș vedea și eu lucrurile normal, da? Din păcate nu poți să-i ții, nu? Da, adică vom, altfel, dacă vom avea echipă medie, vom putea promova toți jucători medii. Uh-huh. Vârfurile vor dori să plece. Și din echipa de juniori mai era Voinescu, care a plecat la Steaua și apoi la Dinamo, și Mihai Măciucă, care era doar pentru campionatul de Under 20, era împrumut, cel ce jucase acum 2 ani la Galați și juca la Pitești. Uh-huh. Restul, care au făcut parte din lot, Andrei Giangu în lotul mare, în lotul echipei de seniori, iar ceilalți au terminat liceul și au intrat la facultate și au plecat din Galați. Sau au renunțat la basket, nu? Și au renunțat la basket. Deci da. Nu mai joacă basket, mulți dintre ei. Da. Aici e marele păcat. Da. Că îți dedici, eu știu, o viață de licean și de școlar basketului și îl se pierde, da. Ce ne poți spune de antrenor? Pentru că și aici o discuție, știu că și el era la final de contract. Care este? Da, contractul antrenorului expiră la fel ca tuturor jucătorilor, la sfârșitul lunii mai, deci acum, săptămâna asta, am hotărât la nivel de club, împreună cu domnul director și cu cei din Consiliul Director, să putem începe negocierile pentru antrenori și pentru lotul din sezonul următor, ținând cont de ceea ce se va întâmpla în următorul sezon, de ceea ce va hotărâ federația. Uh-huh. Deci așteptăm undeva de data de 15 iunie și după aia vom ști mai mult. Deci e posibil să fie el, e posibil să fie și altcineva? Variante sunt, nu? Variante sunt, suntem în continuă legătură cu variante, avem varianta 1, varianta 2, nu este o problemă, reușim. Important este ca federația să ne poată da cât mai repede un răspuns, să putem începe renegocierea contractelor cu jucătorii români. Cam când ar trebui să înceapă campionatul? Deci campionatul va începe în, ca și în ceilalți ani, programat tot la începutul lunii octombrie, numai că noutatea acestui an este pentru a aduce basketul mai repede către iubitori. Este organizarea unei ligi de vară. Da, am citit. E o ligă de vară. O ligă de vară, da, de care, se va, prinde... care se va desfășura, păi nu ne prinde nepregătiți. Se joacă afară sau în sală? Se poate juca și afară și în sală. Se nu joacă, știu cum intrați în liga, sală în liga, asta. Liga de vară se va juca la sfârșitul lunii august. Și să se intre în iulie în sală, probabil, nu? Ca să ai o lună de pregătire, zic. Ca și la handball, da. Nu, noi, de obicei, dacă se organizează asta, vrem să începem pregătirea la 1 august. Aha. 1 august avem 30 de zile, jucătorii români, cu cei din pepiniera proprie, da? Da? Vom avea o masă de 5-6 juniori, pe care îi vom arunca în luptă aici, și vom vedea... Aici vor putea juca... numai sportivi legitimați sau puteți aduce orice? Nu, aici întrebarea, da. Poți aduce în probe, bănesc. Poți aduce în probe pe o legitimare temporară. Aha. Acum ideea este în ce măsură vrea el să vină să joace, să nu se accidenteze fără contract, fără, da. Ideea ar fi să ai nucleu de jucători români care participe în sezonul următor, da, un 5-6 jucători români de valoare. Aha. Să o completez cu 5-6 juniori din pepiniera proprie. Poate, cine știe, din juniori aia... Și apare. Se joacă 5 la 5 sau... 5 la 5 pe turnee. Bănuiesc că e zone unde vor fi meciuri. Da, turnee, zone, cam așa e discuția acum. Dar e o ligă importantă. Stai bună că se adună meciuri. Se adună meciuri și vor fi meciuri pentru jucătorii români. Jucătorii români, la ora actuală, în cele 8 echipe, au...
pe meci adunate toți jucătorii români, nu depășesc 50.000. Dacă ar fi să te întrebe numai pe tine, eu știu, Federația, cam ce sistem de competițional ți-ar conveni, ai merge pe cel care a fost anul trecut sau l-ai vrea pe cel de acum 2-3 ani? Pe cel de acum 2-3 ani, cum am și spus. Deși erau foarte multe meciuri și atunci. Eu țin minte că terminați foarte târziu. Păi nu, și acum sunt meciurile, fiindcă meciurile sunt aceleași. În basket, noi, ideea este undeva să ai între 34 și 40 de partide de pe sezon. Da? Și să poți juca la 14 echipe, ai 26 sezonul regulat, începi play-off-ul, te duci la... Apropo de echipe, rămân toate, se mai desfințează vreuna, că dacă zici că aveți discuții, videoconferințe, că și aici e o... Da, sunt două echipe care au care și-au anunțat intenția de a nu a mai putea participa în Liga Națională. E vorba de cele două echipe care erau, de fapt, și pe ultimele două locuri, Sighetul și Miercurea Ciuc. Da, basketul e un sport destul de complicat, necesită un buget consistent. Ca și vedeți, în basket sunt doar orașele de top ale României. Au mai fost intrări la noi. Deci s-ar pierde două echipe din zona, din centrul țării. Deci ai zis Miercurea Ciuc și Sighet, nu? Și Sighet, da. Da, și ar rămâne 14. Bine, ar fi ok pentru Galați, pentru CSM, să joci în prima ligă, chiar dacă ai să fii poate la într-o perioadă de, eu știu, o echipă mai de partea a doua, dar măcar îți vezi, îți încerci puterile cu așa toată lumea. Așa am fost locul 10 anul trecut, locul 10 anul ăsta, acum 2 ani am fost locul 9. N-am fost, cam, nici n-am câștigat. Ce aș vrea să te întreb, Florin, cam care ar fi un buget super ok pentru, eu știu, al de Oradea, Cluj, Sibiu, care se bat acolo sus? Și pe ce buget a mers echipa de basket? Deci, a noastră, toate, de la cele, CSM, toate da. Cele patru echipe, primele patru echipe au bugete peste 1.000.000 de euro, da? Noi... Am impresia că Clujul a avut mult peste 1.000.000 de euro. Am zis peste, da, nu mult. Mă uitam ce e acolo cu primesc doar 1.000.000 și jumătate de la Banca Transilvania. Mă uitam ce e și acolo, numai și sala se cheamă așa. Da, păi da, ce bani le mă dă lor, da. Sunt destul de mari, iar noi aici, pentru echipa de seniori, undeva la 250.000 de euro. Da, undeva bugetul cam... raportat la primele patru echipe, cam un sfert din ele. Și Oradea, care și tot a avut buget sub Cluj, nu? Și a ieșit campioană când a vrut, să spun așa. Na, când a vrut, da. Da, la Oradea, da, au ieșit jucători. Oradea are, i-au mers pe continuitate, Oradea. Oradea are un antrenor de 9 ani. Îl știu, e și singura echipă din oraș. Și în fiecare an ei nu schimbă o echipă întreagă. Oradea cred că o să devină un fel de Vâlcea la handbal. Singura echipă din oraș. Da. Smolcom e acolo și văd de treabă. Da. Care ar fi problemele cele mai mari pe care le-ai întâmpinat? Acum să trecem și la necazuri, că în ultimele sezoane. Așa, un conducător de echipă la bază. Cu ce te-ai confruntat cel mai și neplăcut? Cea mai mare problemă este faptul că parcă mă simțeam legat de mâini și de picioare să pot realiza ceea ce mi-am propus în fiecare an, adică să acced în primele 8 echipe. Da? Uh-huh. Și se crea o discrepanță foarte mare între primele 8 și următoarele, nu neapărat de valoarea jucătorului. Poate pe antrenorul și puteai suplini diferențele astea de buget, de preț între jucători. Dar cei care jucau o jumătate cât de campionat numai meciuri tari și tu veneai să te întâlnești cu ele, simțeai primele meciuri, le aveam pierdute 100%. Și abia după aia și termin tot timpul cu o senzație că puteai mai mult, dar nu ai reușit. În rest, probleme în cadrul clubului nostru nu au fost. Așa cum v-am spus, dacă jucătorii au fost mulțumiți de colaborarea pe care au avut-o cu Clubul Sportiv Municipal Galați, cred că nu au fost probleme mari. Acum problemele ar mai fi la convingerea jucătorilor, convingerea jucătorilor să vină să joace la Galați.
același jucător se va duce pe bani mai puțin la o echipă mai bună, gen Timișoara, decât să vină la Galați să joace în grupa a doua valoare. Așa, din cele, din primele opt, toate vor rămâne, deci da, nu sunt probleme. Rămân sigur. Că la un moment dat mai era la Timișoara, chiar era problemă. La Timișoara deja au semnat contracte pentru sezonul următor. Uh-huh. La Timișoara au început. La Timișoara e un mare paradox acolo. Stau cu lunile, nu-și primesc banii și la basket, și la handball, că știu, și la fotbal. Fac ce fac. Nu fac, îți spun eu ce sunt. Și după aceea sunt, și revin, da. Sunt decalați, de când au avut problema, au avut și eu problema, sunt decalați câteva luni, da? Uh-huh. Și ei tot au dau în tăvăluc această întârziere, rostogolesc întârzierea an de an. Și an de an sunt probleme, dar de fapt e acea întârziere. Care nu pot aduce la nu pot aduce. Punctul da, zero. S-ar fi spus că la un moment dat să încerci să-ți faci o echipă mai... Și ce se întâmplă cu un jucător care vine nou? Ăla nu prea tăvălugă din urmă, nu? Da, și ei nu se poate tăia treaba asta decât dacă îți faci o echipă mai... Două întrebări mai am, că ne presează timpul. Prima. Mă tot întreabă lumea prin oraș, sincer spun, și pe la meciuri când vin, dacă mai există posibilitatea ca să se facă și echipă de fete la Galați? Echipa... Da, e o întrebare destul de pentru complicată. Pentru că mulți chiar se întreabă, dar de ce numai de băieți și nu și de fete? Asta e valabil și, de exemplu, și la handball. De ce numai de fete și nu și de băieți? Da, acum, te-am prins, acum da, să te întreb. Acum, da. De ce nu am face echipă de fete? Am face, din punctul de vedere, aș face și mâine. Ideea este că ar trebui să avem, ca să mai avem o echipă în Galați, ar trebui să mai avem o sală, în primul rând. Da? Deci până nu rezolvăm cu infrastructura și cu tot, cu sălile și poți să faci antrenamente. Deci noi avem probleme acum mare. Mi-a spus de problema cea mai mare, asta a fost, acum mi-am adus aminte, da? Antrenamente de la ora 9 la 11 la... Deci de la 21. De la 21 la 23. Da? Duș. Ca Ronaldo și ca Messi. Asta e ora de pregătire. Da. Deci în Galați nu ar mai putea să mai apară la momentul de față nicio echipă la niciun sport. Ar fi imposibil. De sală. De sală. De sală. Deci nu ar fi loc în sală. Nu ai avea unde să te antrenezi. Și ultima întrebare, cum ai trecut? Sau cum ai trăit perioada asta de pandemie? Cred că am trăit-o... Și sportivii, dacă poți să ne spui ceva, antrenori. Am trăit-o ca orice om. A fost în martie discuțiile care le-am avut cu jucătorii, cu terminarea competiției, plecarea lor spre casă, cum am reușit să poată să ajungă fiecare la casa lui, apoi discuțiile cu ei și starea de incertitudine pe care am avut-o toți. Ce se va întâmpla în viitor? Acum eu sunt foarte încrezător. Sunt foarte încrezător că vom putea. Și te văd încrezător și cu situația asta de 14 echipe, nu? Ai zic, crezi că asta va fi, până la urmă? Cred că ar fi ok. Eu marșez. Cred că ar crește și valoarea campionatului. Noi am fost, ca să termin acum, noi am fost câțiva oameni care am susținut reformarea sistemului din basket la întrunirea pe care am avut-o în iarnă. Iar acum, la ultima conferință, videoconferință pe care am avut-o, am văzut că tabăra noastră contra tabăra adversă s-a mărit mult. Da, tabăra adversă au rămas doar cei mari. Clujul, Oradea, Sibiu. Vor să scape de deplasări. Probabil vor încă să scoate de deplasări. Vor să joace doar între ei, unde fac și o rețetă financiară foarte bună la meciuri. Da. Florin, îți mulțumesc și eu știu mult succes în continuare. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, l-am avut alături de mine pe Florin Atanasiu, șeful secției de basket de la CSM Galați. Eu sunt Dan Pantea și alături de colegii mei vă invit să rămâneți în continuare alături de TV Galați. Vă mulțumesc, la revedere, numai bine! Pe www.frontal.ro comanzi 3 amortizoare Monroe și îl primești gratis pe al 4-lea. Și montajul este gratuit.